Să-ți dai seama unde suntem. Noi suntem la începuturile noastre. Faci o țară de curat. Nu, no, asta e. Nu ne speriem. Nu ne sperie nimic. Da? Păi nu suntem noi decebalii. Nu suntem noi ăștia. Vlad Țepeși. Și Dumnezeu. Hă? Ștefan cel Mare, cam, mi se pare cam pămpălău acum. Tu înțelegi despre ce e vorba? Facem o țară de curat și nu e strașnic, nu e mare grozăvie ce se întâmplă. E minunat. Da? Ne distrăm. Facem curat frumos. Și știi cum faci într-o plăcere curat în casă? Ei, așa faci în țara ta curat. Ai, 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 abia aștept mâine să mă duc la lucru să văd. Să mă uit eu în ochii UDMR-ului. Să mă uit eu în ochii lui Demeter. Să văd eu ce poartă. Acolo nu-i nimic. Tu înțelegi că e gol, locul gol? Și eu mă duc acolo și nici nu o să vină. Eu așa am avut imagine. Nu știu ce a fost, nu știu ce s-a întâmplat, nu mai a ajuns. Nu știu care ministru, care nu-i neauș. El nu mai a ajuns la întâlnire, nu mai a ajuns la dezbatere. S-a dezbătut, a fost dezbătut pe drum. S-a prins dezbătut brusc, înțelegi? Și omul n-are treabă, omul e țara lui. Demeter, stai cu minte în țara ta și stai pe un post cu ăla din Ungaria tu ești. Tu înțelegi? Stai să vezi acolo ce nebunie e când o să înțeleagă cum stau lucrurile. La noi măcar zgolul. A, tu înțelegi ce tare? La noi măcar sunt locurile goale. Când se ia spelurile. Da, am fost speluiți. Când se ia într-o parte vrăjile, vrăjala, da? Las vrăjala babă. Locurile sunt goale. Dar ei acolo în țările lor se trezesc câte doi pe un loc? La noi mai ușor, știi? Să... Măi, asta a fost, asta e, ia repede, hai să vedem unul neauș. Nu contează cine, da? Sau contează. Acum să văd. Acum să mă văd eu pe mine. Energetic ce se întâmplă, nu? Bine, că ai înțeles ceva.